De multe ori, cei care țin post visează la mâncărurile pe care le savurau înainte. Puțin știu că acestea pot fi recreate cu alimente vegetale. Iată cu ce poți înlocui alimentele de dulce pentru a crea rețete de post delicioase. Lapte. Laptele poate fi înlocuit cu lapte de soia, de migdale, de orez sau o altă varietate de lapte vegetal. Dacă vrei să prepari rețete sărate, trebuie să fii atent să alegi un sortiment fără zahăr și arome. Brânza. Pe piață există sortimente de brânză vegană, precum brânza din caju, care seamănă ca textură cu brânza de vaci. De asemenea, există tofu și numeroase sortimente de brânză vegană potrivită pentru pizza sau alte rețete în care ai nevoie ca aceasta să se topească asemenea cașcavalului. Iaurt. Iaurtul din soia și iaurtul din cocos sunt variante excepționale pentru rețetele tale sau pentru o gustare. Lapte bătut. Laptele bătut din rețete poate fi obținut prin amestecarea unui iaurt din soia cu lapte de soia, până se obține consistența laptelui bătut. Ouă. Ouăle din rețetele de prăjituri pot fi înlocuite cu semințe de chia, înmuiate în puțină apă. Acestea au rolul de a lega aluaturile asemenea ouălelor. Carne. Când vine vorba de preparatele din carne, ai la dispoziție cele mai multe variante. Pe piață există salam, cremvuș și parizeri vegane. De asemenea, poți găsi carne tocată vegană sau chifle vegane pentru burgeri. Mai există soia, care poate înlocui carnea tocată, bucățele de carne sau șnițele în rețetele favorite. De asemenea, mai poți prepara acasă chiftele și pateuri din linte, mazăre, fasole roșii sau năut. Latează acasă.ro.